uitați, detalii sunt sapă. Și de asemenea apreciez spiritul nostru de organizare și faptul că în momentul în care sunteți invitați la o astfel de manifestare, sunteți prezenți toți. Asta înseamnă foarte mare lucru și înseamnă că dumneavoastră dați o mare atenție a tot ceea ce se întâmplă în profesia dumneavoastră și ceea ce doriți să realizați mai departe. Cu această ocazie vreau să vă spun că astăzi avem invitat pe domnul profesorul Urso. Și alături de dânsul, echipa dânsului care ne va prezenta o noutate în domeniu, de asemenea, în rândul cuvântul cunoscut este domnul deputat Chirilă, care este în Comisia de Agricultură a Parlamentului și vă va prezenta și dânsul ultimele noutăți vis-a-vis de ce înseamnă politica agricolă și în special pentru agricultură. Eu vă mulțumesc că ați venit și vreau să să avem o discuție foarte liberă și foarte, foarte concretă vis-a-vis de ce veți vedea astăzi și de ceea ce vedeți să fie în continuare. Doamna Maritare, bine vă văd și vă mulțumesc, domnule deputate, pentru felul în care se răspunde la această dorință a mea. Trebuie să vă spun că merită să știți asta. În ce împrejurare m-am găsit cu domnul deputat? Eu de un an de zile, de când dumneavoastră urmăriți pe internet acolo, pe Prof Online, iată cum veni la întâlnirea cu Prof Online, deci de un an de zile, mă și eu să văd cum reușesc eu să găsesc o breșă și să putem duce asta la nivel național. Cei 6.5 milioane care mă accesați, ați ajuns la 1.5 milioane, ați avut șansa, iată am avut și eu șansa, să întâlnesc în Camera Deputaților pe domnul deputat Chirilă. Domnul deputat chiar trecea pe acolo, un alt coleg de-al dumnealui, de ce nu cumva te pricepi să încerci să-l ajute profesorul cu la albine, cu nu știu ce chestii? Cine a făcut? Cine a făcut? Dragilor, mulțumesc încă o dată, domnule deputat, pentru această profitul de care felul care a reacționat. Așadar, vă spun bun venit și trebuie să vă mărturisesc un lucru. Am oarecare emoții, nu le pot ascunde, și am să procedez așa cum procedez la clasă. De regulă, atunci când am așa un auditoriu de calitate, pentru că în momentul de față, eu sunt convins că printre dumneavoastră sunt apicultori profesioniști, valoroși, care sunt mai mult decât mine. Și în condițiile acestea, iată cum am să procedez. Știți cum? Ca acum 20 de ani, când am condus Tabăra Națională de Matematică de la Bernulești, unde aveam numai locul 1, 2 și 3 pe țară din toate județele. Acolo aveam și cei mai mari profesori ai țării. Eu conduceam, așa mi-a revenit din sarcina să conduc Tabăra Națională de Matematică, de astăzi sunt pulare 95. Și când am avut și curajul, nu vă puteți închipui, curajul să pot să apar în fața copilor acelea olimpice, aceia sunt, care sunt extraordinari, am o emoție, apar cum a prins și aceeași emoție am și acum, pentru că în față sunt profesioniști, cum vă spuneam. Dar, cu emoția aceea de început, sper să trec peste ea foarte repede, și să vă spun că această activitate de agricultură am început cu acum 31 de ani, nu fără să am un microb în mine, ce l-aveam de la tatăl meu, așa. Iar ca profesor aveam la bacalaureat și când acolo, mă rog, și o problemă și am auzit că cineva vinde niște familii de albine, am și fugit repede și am luat o familie de albine și de acolo am ajuns la 200 și ceva de familie. Deci, pot cu o stupină. Și mai devreme discutam cu un coleg de aici, un apicultor, dacă văd acum că se recunosc, care spune așa. Păi la început, când ai câteva familii, faci față. Ajungi, te îndrăgostești de familia aceea de albine și ajungi să dormi cu capul pe ordiniș. Atâta dragoste trebuie să fie ca să poți să reușești în această familie. Deci poți să le urmărești cu multă atenție, dar numărul lor este din ce în ce mai mare, din ce în ce mai multe probleme sunt. Pentru că, dragilor, vreți să vă spun că
între matematică și acupătură există o legătură extraordinară. I-am descoperit-o. A, domnul Deci îmi povestea. De faptul că lucrurile se complică când ai o stupină mare. Și că ajungi, precum albina, sfârșește în propriul său produs, unde este? În miere, se întâmplă și acolo, s-a terminat cu viața ei, tot așa și apicultorul ajunge să nu mai acopere toate problemele. El se mulțește de la o zi la alta. Așadar, în condițiile în care stupina s-a mărit, problemele s-au mulțit. Și atunci, ce te faci? Ce te faci, Ioane? Cum acționezi într-o astfel situație? Mi-a pus următoarea problemă. Să reușesc să reduc timpul de lucru la familie. Deci, asta era o problemă. Să pot face, să dau un diagnostic corect familiei respective, fără să dea nimic familia. Minunată chestie. Idee frumoasă. Să pot înlătura problemele cele grave care ne confruntăm. Varoa. Care e decimează de alte situații, stupind, fiecare ajutor, de cum aștept. S-a confruntat unele probleme de complicații. Au pierdut un număr mare de familie. Apoi, roitul, care este o problemă foarte gravă. Foarte gravă. Când au plecat vă rog, secundar și așa mai departe, te lasă de vădut. E o problemă foarte dificilă. Producția pe anul acela este compromisă în condițiile în care tu nu stăpânești problema vremii. Vă spuneam, problema foarte gravă ale agriculturii. Unde mai pui și problema foarte dificilă aceea, producem. Dar ce facem cu produsul? Unde aplicăm cu mierea? Și spune ceva, bine ar fi să producem mult, cu costuri mici și de calitate. Dar să fie cineva de putere să ne ia. Noi să fim cei care mergem vaca, o îngrijim, dar nu vrem să fim păcăliți. Chiar ne doare. Eu care muncesc, eu discut de pe voția agricultorilor, vă rog să mă credeți. Eu care muncesc de răsputeri și apicultori, știu ce limbă vorbesc eu acum. Munca este foarte grea acolo. Cu riscuri, cu tot felul de lucruri. Dar vreau neapărat ca să și beneficiez de asta. E bine, dragilor, toate aceste probleme m-au determinat să caut, să mă apropii din ce în ce mai mult de albină, să înțeleg cât mai bine, să spunem, lanțul acesta, care, probabil, trebuie urmărit în dezvoltarea familiilor de albine, să înțeleg că cele trei mari probleme, nu, adăpost, hrană și înmulțire, cele mai trei probleme, în ce măsură pot fi învățate de apicultor? Hrana, la albină, rămâne de bază, mierea și cu polenul. Acestea, nu, pentru greșea cu ei. Hrana de calitate, adică mere de calitate, nu știu ce, merge. Nu pot influența mare. Înmulțirea, trebuie să văd natural cum se întâmplă lucrurile acele, să poți face și o selecție, să intervene, dar tot puțin. Unde pot interveni foarte bine? La adăpost. Stupul. Și atunci stupul a evoluat de unde? Începând de la buduroi. Nu? Forma aceea primitivă, formă de scorpură, și continuând până la forme foarte avansate. Aici, în fața dumneavoastră, s-a avut un stup la care am ajuns eu în decurs, studiind foarte atent tendința de dezvoltare a familiei și cum anume pot interveni eu încât să nu strânjenesc activitatea familiei. Deci asta era problema mea. Și cum să fac asta? Fiecare stup, în stupina lui, știu un lucru. Fiecare stup rămâne o individualitate. Ce știu să aplic la familia, să nu găsesc la celălalt. Seamănă cu ce vă spuneam la casa de elevi. Elevii nu sunt la fel. Elevii vin din diverse medii. Fiecare are posibilitatea lui de a răspunde comenzilor profesorului. Dacă profesorul nu ar fi băcia să se adapteze fiecărui elev, să-l poată să tragă din la el tot ce se poate încât să-l poată ridica, nu-mi face mare lucru la casă. Așa și agricultorul. Dacă el nu înțelege fiecare familie, nivelul care se află în familia respectivă și ce trebuie să facă încât să se poată să-și ridice nivelul familiei respectiv ca și dezvoltare, ca indiviz acolo, atunci, când apar profesorului, nu poate valorifica cum trebuie. De aceea,
De aceea, perfecțiunea de la matematică m-a ajutat foarte bine. Exactitatea de acolo m-a ajutat bine să țin la, și la familia de altfel. Nicăieri s-a demonstrat matematic. Nu există o construcție mai riguroasă ca fagurile de albină, pentru că hexagonele cele numai acolo se dovedește performanța, numai la albină. Hexagonele cele așa care stau în datele, peretele așa la sprijinul celălalt, cu consum minim de ceară, se realizează maximă capacitate de depozitare. Este extraordinar, tatăl din matematică. Acolo se termină fiecare prisme hexagonală, se numește matematic, se termină cu o piramidă hexagonală. Dar vârful acelei piramide este extraordinar. Nu, o piramidă triunghiulară. Fețele, așa, sunt niște triunghiuri laterale. Și fiecare corp vine pe corpul celălalt. În sfârșit, creează hexagonul. Este o construcție atât de perfectă, încât numai la albine o poziție. Schumler, cu care deschizătura dintre piciorușe, cu care realizează celula, construcția, este o performanță minune, aș spune. Chiar minune. Doar. În toată această bătălie pe care am dus-o, în dorința de a mă apropia cât mai mult de albină, am reușit niște lucruri destul de interesante. Anume, m-am apropiat cu anii sunt de construcție în sine. Ce-am sesizat? Merg cu Varoa, care m-a surprins într-un an, cu o pierdere de 60 de familii. Deci m-a decimat. Am vrut să trec și eu pe miere bio. Am fost în programul acela de conversie, cum se numește. Și datorită faptul că eu am fost foarte riguros, nu-l tratez cu varachet, orice s-ar întâmpla. He, nu chiar așa. Se întâmplă să pierd familie și atunci ce-i făcut? Eu am mers așa până la poziția aceea și contaminarea a fost atât de masivă, încât 60 de familie am pierdut. În prima oară. A fost o tristețe foarte mare și am spus, Doamne, cum să fac? Cum să fac să reușesc eu să găsesc o plantă, ceva? Pentru că mintea mea înseamnă așa. Acest parazit, care decimează așa de puternic, trebuie să aibă de la Dumnezeu ceva, încât să pot să contracareze evoluția. Nu știam prea mult din evoluția parazitului, din toate chestiile acelea, dar știam unul, că am descoperit, ca și dumneavoastră toți, că preferă trântori. Și celulele de trântori unde sunt? Sunt, de regulă, pe marginea ramelor. Atunci a fost problema. Mai aveam încă o chestie care mă deranja foarte tare. Primăvara, când puneam fagurii la crescut și familia era puternică, îmi strica fagurii masiv. Uneori chiar jumătate dintr-o față o făceam numai cu trântul. Și era tare supărat și chestia asta. Și atunci am zis, ce să fac? Cum să fac încât în samoramă, rama plăditoare, să fie ramă, margine pentru toate ramele. Ce idee prezintă? Da, margine pentru toate ramele. Hai cum să fie așa? Pe drept îl făceam toți agricultorii cu. Puneam ramele plăditoare la marginea cuibului, pe ultima ramă de regulă, și încercăm să ajungem la timp la ea ca să putem scoate și să-i putem să-l decupăm. Să-i decupăm pădurea la celălalt. Dar oprim de capul cu miere, sunt și foarte greu de deplasat, apoi supina se mărește ca efectiv și tu nu mai ajungi la timp acolo. Și din ceea ce înseamnă capcană pentru Varoa, femeile de Varoa știi bine, preferă să depună ouăle chiar unde, în celule de trântă. Ei bine, din capcană pentru Varoa se transforma în crescătorii de Varoa. Foarte grav. Și atunci, visul meu a fost așa. Să reușesc să fac ceva încât marginea întregului cuib să fie rama plăditoare. Marginea întregului cuib. Și atunci s-a prins la cap. Cum să fie plăditoare? Păi să fie așa de invers. Dacă ramele stau așa, ia să fie așa de invers așa. Dar unde s-o așeze? Într-un spațiu creat, am zis. Era un dialog cu mine însuși. Într-un spațiu creat.
Eu îmi construiesc un spațiu acesta. Dar pe unde să ajungem din acolo? Prin de fapt, eu pun o vilă și fac fante. Cum ea lucrează matca în spațiu dintre două rame, păi pe aici, în timp ce lucrează, ajunge la margine și își continuă drumul. Unde? În rama creditoare, care este tocmai oferta cea mai generoasă. Gata. Asta voi face, am spus. Așa voi face. Și am început povestea asta. Și am început lupta asta de construcție, de organizare, de aranjare. Tu, de vezi ce poți face. Mă, vă povestesc, mă, vedomic și mai departe. Asta face cel care, mă, n-are liniște din clipa aceea. O idee care da peste ea. Și acum să vedem. Să vedem exact cum fac. Haideți să începem să le facem. El arată așa. Bine, este rog în gândul. Deci este corpul de bază. Este magazia. Și cu un alt, să spunem, corp mai micuț, în care crește o mărcuță. Îi spunem nucleu de creștere. Da? Acesta are o calitate fris. Sunt câte rând de zbor. Una, două, trei, patru. Două rând de zbor se adresează corpului de bază. Iar rampa de zbor, sau rampa de zbor de aici, se adresează în unui lucru, pentru că aici este despățit în două, să vedeți în dată. În două, într-un compartiment mai mare, corpul de bază și altul mai micuț. Și o altă rampă de zbor pentru nucleul de sus. Este o uzină. Nici nu vă vin să credeți. O uzină. Pentru că acum, aici, pot lucra cu trei mărci. Una este marca de bază aici, care va lucra în corpul de bază. O marca ajutătoare aici. Și o marca izolată aici, unde de fapt nu fac decât să cresc mărcuțe. Dar nu e corpul pot crește mărcuțe. Pe perioada în care mărcuța de aici, odată împerecheată, produce cu el, i-am oferit șansa ca el să devină marca ajutătoare. Lasă cu ietul spre familia de bază. Și pe principiul vaselor comunitante, se întâmplă ca această familie puternică, foarte puternică, o să vedeți că ea este foarte puternică la 1 aprilie, asta este senzațional, să poată să fie capabilă familia de bază aici, să lucre capul perfect și în 3-4 zile la un preț bun, am aici în jur de 4-5 kg, 5 kg de albine. 5 kg de albine știu foarte bine cei care sunt 50.000 de indivizi. Din 50.000 de indivizi, doar 20 au treabă în familie. 30 au treabă. Dacă aș face greșeala ca să am un singur kg de albine, adică 10.000, adică 3 rame full cu albine și cu intervalul, din cei 10.000 de albine, am făcut și eu prostii de asta. Și mai faci că zicea, am atâtea familii de albine. Din 50.000 de indivizi, știți câți indivizi stau în stupină? 8.000. 8.000, nu? Și 2.000 se duc la tu. Doar atât. Dacă de 5 ori, 5 ori 8, 40 ar trebui să stea din indivizi. Nu 40 stau la treabă în stupină. Când ai adus. Tot 1.000. Tot 20.000 rămân și 20.000 din indivizi plus pleacă. Deci de aceea, în final, de-aia nu tot opinii. Deci e o chestie foarte bine. Da. Deci, în final, chestia este să avem familii foarte puternici. Asta vreau să spun. Deci, adunate înseamnă produse mari. Deci, individual, dacă stau așa în viață, nu fac nimic. Nu, nici pentru ei nu știu. Iar dacă le-am unit cele 5, cum am zis, 5 kg, am produs și pentru mine. Doi zi. În tipa de parte, vreau să vă spun că reușim în cele două. Avem și posibilitatea ca pe matca asta din când în când să izolăm de matca mamă. Și prin izolare completă, orfanizare, cum vorbim în limbajul articol, prin orfanizare avem posibilitatea să fie și o mărcuță aici și una sus. Am venit cu porca la tine, crescut de porți în altă parte, nu intrăm în discuția ceea ce înseamnă mulțirea și ceea ce fac selecția mea, care mă fac asta, și vin cu mărcuța porca aceea care le considera și sus și jos. În câteva zile ecluzionează, iese la împerecheat și când s-au făcut două ori și ouă, de așa, am deja dat gata împerecheat pe care pot duce. În altă familie, dar sau pot să fac ce chestii.
Asta de aici la mine, până când îi găsesc. Dar dacă aveți două, trei rânduri de mățeși, două rânduri, numai două cum pe vacă, două, mai patru mățeși, păi știți ce înseamnă asta, adică doar știu ce înseamnă. Înseamnă avere. Pur și simplu, pentru că el și-a selecționat, el a făcut toată chestia asta. El e participat la proces, a făcut selecția acasă, tot, tot, tot. Deci te transformă ceea ce înseamnă tot performanță. Și acum, spuneam corpurile acestea două, așa, am și fundul acesta, detașabil, o să vedeți îndată, și cu fund antibaroc. Nu, am să spun din clipa asta, nu așa. Fund multifuncțional. Multifuncțional și vă vedeți de ce? Asta e titlul corect. Multifuncțional, că măcar două, trei funcții o să aibă. Una este aceasta de antivaloa, clasic, dar va fi și funcția de colector de polen. Iată aici, colectorul din polen spuneau afară, vă amintiți, nu? Ei bine, dragilor, acum colectorul de polen înseamnă atâta minune asta. Aici va fi o clasă, o colectoră pe rodinici, facem așa fel, mai înăuntru sau mai în afară, încât partea din albină goală va fi pe fața stupului, că așa se întâmplă, apicultorii știu. Albina goală merge pe fața stupului, se face de fructe și zboară, iar albina încărcată pică pe rampa de zbor, intră în capcană și când iese, când intră aici, lasă polenul. Polenul pică să țină și am făcut colectorul de polen. Colectorul de polen, vă spun eu, cu polen de o calitate extraordinară de data asta polenul. Nu mai este polenul acela care bate vântul, cu ce 10 și mai bate. Iar eu când colectez polenul, îmi las trag și am aici polenul. Nu l-am luat, polenul de calitate foarte bun. Dacă m-a făcut, să-mi zic, bucățele de ceară sau ceva, se cearne și polenul trece și pe asta nu-mi dă loc. Da? Sunteți curioși să vedem exact înăuntru ce se întâmplă, nu? Așteptăm. Și eu. Haideți să vedem un fapt. Acesta este capacul. Hai să vădăm un pic de capac. Gabi. Vă mulțumesc de Gabi. Gabi este colaboratorul meu cel mai apropiat în clipa de față. El va răspunde din toată legătura între mine și dumneavoastră. În curând, el va prelua toată povestea asta. Eu mă ocup din clipa asta să mai fac cam ceva. Am nici o altă problemă și mă retrag spre problema mea. Video normal matematic, așa l-am întrebat pe mine foarte tare. Nu voi vedea niciodată în fața acelei provocări de 15 ani pe care luat. E bine, capacul acesta este, cum vedeți, un pic mai lat. Are rama asta în interior. Pe ramă s-a pus PFD-ul acesta. Între altă și PFD-ul este pus un polistiren de 3 parte. Așa. După care, vedeți dumneavoastră, aici urmează să facem o fantă, încât s-o deschide, s-o închide, cumva rama. Din ce motiv? La transport, o să ridicăm un pic o bucată de șipuliță care o punem încât să stăm un pic mai sus. De ce motiv? Uitați, va sta așa un pic mai sus. Și astfel, pe aici, voi asigura tirajul. Pentru că la transport, esențial, s-a mai risit. Da? Deci asta va fi cu capac. Pe fiecare cap, stă plasa aceasta. Stă plasa aceasta. Pe care o las mai mare sau mai mică, fiți-le cum vreau eu aici. Voi pune, să spun, o carte de ziar, un ce, o folie, o salteluță, ceva. Știu eu cum se procedează. Ei bine, când sunt în transport, dau cum că asta mai sunt milionale, pentru că prin scriva de jos cu asta, găsit-o și capul ăsta, rămas cu ce parte de jos. Și atunci, aerisirea este asigurată prin foarte tare prin acel fund, multifuncțional, care a spus. Ei bine, dragilor. Aceasta am aerisirit tot. Și acum, corpul acesta este cu rame 3 sferturi.
așa. Rana de 40 este esențial. Să vă spun că rana de 40 de jur împrejur, în dimensiunea asta, va determina celulele să fie un pic mai mari. Celulele mai mari, un pic mai adânci, așa cum spune domnul de aici, mai adânci, într-un fel să descurajez matca care uneori există riscul să mă recurce și aici, da? Și nu mai poate să ouă în celulele acelea mari deja construite. Bun. De asemenea, observați că nu mai avem numeraș. Am evitat să am numerașele acelea de sprijin. De numerașe am folosit aceste șmecherii. Capsi, niște capsi, nu știu, de pe... Distanție. Distanție, da, da. Așa. Sau extraordinar de lumina galbă. Și contactul este minim. Deci, în clipa în care a pus ramă lumina galbă, dacă o albinuță este... Da, exact cu minimul. Dacă o albinuță, știți bine, o prindeam de numeraș, se declanșa feromone, aceea o agitație în albină și te înțepa și nu știu ce. Dar cu cât contactul e mai mic, cu atât treaba asta se rezolvă, adică nu mai omor albina. Și lucrez foarte ușor. El este foarte simplu de construit. Uitați-vă că este doar la 3 cm, nu presupune, să spunem, mare efort. Da. Și doar rezolvat. Dar e constant venim și albina. Așa, da, da, trebuie să mă asigur. Da, se vede rolul asistentului. La descăpăcit, dragi, dacă merg pe rama asta, când vin cu cuțitul, este extraordinar. E dat din două mișcări, trei mișcări, s-a dus toată partea din căpăceală. Dar dacă nu folosesc rama asta și să fie și jos partea de subținere tot atât de mare, atunci ea crește mai sus, mai încoace, mai încoace. Încă ceva. Asta de jos îmi spune altceva. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, ramele stau așa una în altă, da? Vă arătam mai devreme. Dar eu când le pun peste tot, nu le pun pe aceeași direcție, pun invers. Așa. Deci dacă ele stau așa, ramele, eu pun cu asta așa. Nici mă zic. Din motiv ca să fie cât mai puțină suprafață de... matra să fie descurajată. Când vine de pe un interval, dă brațul de... Să-l întoarce înapoi. Deci fac un baraj. Dar fac un baraj încât să descurajez să ajung aici. Cu cât? E practică foarte... Eu nu pot lăsa în aceea. Și asta întoarce interval și mărește probabilitatea ca matra să rămâne jos. Dar să mai puțin să urce. Da. Acum, așa este micul nucleu, roinița mânuță. Ea a apărut datorită faptului că eu doream să acopăr spațiul ăsta, asta trebuie să rămână liber. Și doream pentru transport să găsesc o idee. La început a fost, a fost tot felul de idei, dar ultima. Ultima trăsnaie a fost această cutiuță mică, care ce face? Are jumătate de ramă. Nu roamă întreagă, nici trei sărturi. Asta era spațiul de trei sărturi. Să rămâne ca față la jumătate. Cele două rame. Cele două rame de jumătate se leagă așa, asta dispare, în orașul ăsta dispare. Și bagă în corp, este exact măsura pentru o ramă întreagă în corp. De ce fac asta? Pentru că eu vreau să am posibilitatea să bag în corp, să cresc aceste rame, nu știu ce, nu știu cum. Aici este ouă matra, ouă matra îmi face cu el tot. Și când am luat-o sus, asta are deja rame, are umeraș, asta altă nu are umeraș. Dar nu nimic, bagați-o dumneavoastră cu capul de sân, ați legat-o așa și ați făcut umerașul. Asta, fiecare cultor găsește ideea lui. Nu mă întreb de treaba asta. Dar găsește ideea. Și atunci, ce vă vedea? O vine și populează cu două rame de aici. Deci două rame de acelea, desfăcute, înseamnă 4 de aici. 4 rame care au cuier data difuzionare. Deci cuier data difuzionare.
decât o parte din Albina, știți bine ce se întâmplă. Sfatul ce l-a fost la familie, dar rămâne Albina Doică, care este acolo, Albina care n-a zburat niciodată, și rămâne parte din. Ei bine, aici spunem repede și un zgânitor. Știu apicultorii că dacă nu fiu și nu trețin până când pornește asta, e o greșeală. Și ce fac imediat? Eu cobor pe aici. Nu? Dacă am dus așa, eu care am cobor că am văzut de poziția lui și cu asta aici pornește o nuclear. Bun. Am avansat la de sus în jos. Și acum, haideți să vă punem în corpul de bază. Corpul de bază este o ladă obișnuită de 17 grame. La 17 în corp. 17 grame în mine, cum am zis, 16 în mine. Ce se înțelege cu? Aici, de așa, corpul acesta este despărțit în două părți mari. Partea aceasta, pătrată, încât ramele se pot întoarce pe o parte și pe alta, deci pătrat, și partea asta de la grâne întoarce. E bine, dragilor, ce fac povestea mea? Ce vă pot spunea? Vă spunea la acasă. Marea problemă a fost să reușesc să pun rama asta pleritoare perpendiculară pe ramele de aici. Perpendiculară. Deci este perfect pusă așa. Marca de aici va ajunge cu femeile, va lua trec prin negrile și ajungă la rama pleritoare. E bine. Haideți să începem cu marcarea. Spațiul de aici, dar unde este împărțit în două ori. Cu o diafragmă, pentru iernat. O să vă povestesc un dat. O să luăm fenomenul... Punem în... De la o etapă anume, să continuăm. Și asta este... Deriva minunea. Minunea. Care... În ce constă? E formată din... leațurile laterale. Astfel, da, puse una lângă alta, el îmi asigură perfect chiar spațiul. Ia uitați-vă. Spațiul dintre două rame. Păi ce cu fanta aici? Ce vă povesteam în ea? Doar să vă mulțumesc. Este perfect așa. Și atunci, matra care lucrează acolo între pe spațiu dintre două rame, când a ajuns în capăt, ea-și continuă nestingherită drumul și pe cine dă? De cine dă? De rama oarbă. Tot din rama oarbă. Da? Bun. Cine este așa foarte oferta cea mai grozavă? Mai spune, rama de ripoare. Așa era rama de ripoare. Ia-s-te. Ea stă foarte liniștită după grilă. Da? După grilă se face. Și așteaptă nerăbdătoare să ajungă matca la ea. Dragilor, câtă vreme în cui n-am să am celule de trântor. Deci rame fără celule de trântor. Dar vă spun doar că am. Eu sunt acum în situația aia, mă scad pe drum, de rame. Nu există, mai puțin la fisa subveste pe care le-ați văzut pe internet. Spuneau așa în toată discuția acum. Domnul profesor, 90% din rame sunt stricate. Ce spuneți dumneavoastră? Eu nu am. Ce fac? Cum încep eu? Vreau să merg cu modelul meu ăsta. Ce fac acum? Și oamenii la urmă are chestii. Merg. Da. În condițiile în care eu am oferta asta, stă foarte bine aici, atunci celulele acelea le stricăm. Deci le stricăm până la faguri. Pentru că le stricăm fiindcă au depus masa acolo, fiindcă nu au depus, le stricăm din primăvară și avem grijă
până când punem capul, să le tot stricăm. Până când acolo începe să crească celule corecte, celule care sunt învecinate cu celule de care? Gardină. Da? Adevărate. Dacă încă nu am avut soluție pe moment, m-am gândit și la faptul să depugăm complet ăla. Dar știți, graba cea mare pentru mascul, ea, în locul va crește tot așa. Eu am făcut treaba asta și tot de mascul crește. Însă se întâmpla acest lucru, câtă vreme nu aveam oferta. Dar dacă oferta este atât de generoasă, situată de după diafragmă, atunci o descurajez. De ce nu ar crește aici? Că doar are unde crește. Și atunci s-ar putea să le vină. Eu am sesizat asta. Deci, dacă am făcut chestia asta, am sesizat că ea începe să se orienteze pe drumul cel bun și să crească, să competeze cu celule. Și astfel îndeplinesc condiția aceea să nu las celule de trântor, pentru că dacă las aici, marca când trece și intră și la mare de jur, bagă și acolo de trântor. Deci vine cum se întâmplă fenomenul. Ea ajunge acolo, când a intrat în celulă, perișorii pe alt moment nu ating pereții, sunt mai mari pereții, și atunci, din sacul spermatic, imediat pleacă, nu, în spermatozoid și ouul se va fi fecundat. Ei, da, în condițiile acestea, e singura soluție care vă propun. Muncim la început, în primăvară muncim, până când pornește mătărașul, până când asta va fi punctul de atracție total. Câtă vreme, sperarea în care, dacă nu l-am pus și am ținut în frâu, așa și îmi pornesc ramele. Apoi rama care o mai introduc acum, aceea nu va mai fi crescută cu celule de trântor. Va fi numai cu celule de albine. Pentru că iar nu vă oferta fabrică. Așadar, mai înaintăm un pic. Asta e rama oameni pe care o accesez doar de câte ori vreau eu. Pentru că aici este partea de lume liber. Aici e mare problemă, minunea care întâmplă. Eu voi accesa rama oameni o iau, mă uit, voi la cine vedeți, voi, ce voi face? În a șaptea zi, voi da la presă, voi pun la presă și scot acum la mine. Păi, domnul, mă transfer și în colector de apoi la mine. Iar fădurelul acela care rămâne, o să vedeți, am să vă prindem mai departe, l-am văzut într-o subiectivă de pași, dus la cineva la un punct de colectare, aceea țară 100% naturală. Deci, numai avea punctul de achiziționare a făgurilor respectiv, numai făgurii veți aduce dumneavoastră, de la rama asta pe doare, noi vom avea garanția că aceea țară 100% și vom da făgur la schimb, din țară 100%, pentru că așa ne îndreptăm spre mierea bio. Câte vreme vom pune sărmări în loc, vom da faguri de aceea. Am șansa asta că domnul deputat aici lângă mine și cred că se naște acum de aia în ideea domnului deputat, ideea de a încerca să organizeze și noi vom vine cu propunere domnului deputat și vom încerca să ne organizăm încât la nivelul fiecare județ să găsește soluția în care, să spunem, vom ansambla studii, vom colecta făgureii, vă vor da înapoi favorii făcuți la presa noastră de așa și vă vom achiziționa și mierea. Că asta e problema numărul 1. Una dintre probleme. Să închidem circuitul. Iar dumneavoastră, dacă nu aveți bani să luați stupul acesta, poate găsim soluții, colegul spunea, acelea cu mierea, cu nu știu ce, dar la schimb, vom găsi ideile acelea importante. Cert este că numai de la stupul acesta achiziționat de dumneavoastră, vă va permite să construiți pe vară 7-8 făgurei de aceea. 7-8 făgurei de fiecare familie înseamnă iarăși o producție de ceară și nu luăm ceara topită de dumneavoastră acasă. Să vă spun de ce. Pentru că știm foarte bine, seama este că și cu ceara cealaltă care are destul parafină în interior, și atunci noi nu avem garanții. Și garanția noastră este asta. Vine cu făgurelul și avem stors de dumneavoastră și totul merge perfect. Așa, da. După virita,
poate ar fi cazul să mai vorbesc un pic din grijă, dar și să spun de fundul dumneavoastră că pe grijă, pe perioada de iarnă, din clipa în care aici voi porni grila, voi avea două familii, vin cu această diafragmă în spațiul prin care trecea albina și pun această diafragmă cu două vorbe. Care-i motivul? Ce se întâmplă? La sfârșitul lunii, să spunem, octombrie, noiembrie, de-așa vrea să organizează cele două spații de aici. Voi avea șase pe o parte, șase pe o parte. Apicultorii știu că șase rame înseamnă o familie bună, medie. Și o să vă explic tot mecanismul acela de organizare. Ei bine, pun așa asta și închid. N-am închis. Practic, aceste două familii sunt izolate. În spațiul ramei oarbe, că sunt rama oarbe sau rama tăietoare, își pierde parabilitatea la începutul lui august. Sfârșitul lui iunie, începutul lui august, nu mai avem treabă. Ce fac în spațiul acela? În spațiul acela pot să fiu acum cu o ramă care are ceva miere pe ea. Prin august, la sfârșitul, nu, și în septembrie mai ales. Sunt rame în familie care au câte o jumătate de kilogram, până la un kilogram și stau ilusite și ce să fac cu ele. Păi știu ce să fac. În spațiul acesta de la, din loc, spațiul ramei clăritoare, voi vine cu rama, o ramă care are jumătate de kilogram, un kilogram din el. Ce fac? Deschid aici, ferestrele, și albina și de aici și din partea cealaltă, se hrănește foarte bine. Și mi-a mierea de acolo. Dar nu numai asta. Și cealaltă. Și cealaltă de așa în care este aici, are și ea două ochi. O să vedeți de ce două ochi. Deși este o familie, are două ochi. În momentul în care am intrat, s-a făcut gemul se face din câte? Se face din trei familii. Una, două, și asta a treia de aici. Se face unde? Se face în jurul spațiului de aici, din rama clăditoare, pentru că aici voi băga o bucată de polistiren. Deci la începutul lui decembrie, când s-a făcut gemul, voi pune o bucată de polistiren. Știți foarte bine, căldura de la polistiren, acolo se strânge foarte bine. Și așa, voi intra, bineînțeles, închid ferestrele pentru ca să protejez, să nu am pierde de căldură. Și așa intru în iarnă. Ei, în februarie, la începutul sfârșitului ianuarie, februarie, deschis ferestrele, iau o ramă de la rezervă și plec pentru stimulare. Pe astea două, iar și cele două familii încep stimularea, am polen, nu mai sunt risc, pentru că am colectat polen în timpul verii, în jur de 5-6 kg de polen, de ușor pot să ajung la familie. Știu apicultor ce spun. Iar în anii în care, cum este anul acesta, apicultorii știu, nu prea avem rezervă de păsturi. Nu știu dacă ați observat. Păstura destul de slăbuț. Depinde acum fiecare unde a iernat, dar unde a avut perioada de cules. Dar eu am zis că nu prea avem păsturi. Și atunci, dacă aș fi avut polen acum, ce fac eu? În celulă, într-un colț al facurile acestea pe care le introduc, fac și o turtiță din polen. Un bănuț. Așa, un bănuț din polen, pe care îl pun. Nu amestec cu mierea cum se procedea, nu știu ce. Nu fac eu amestec, nu știu eu ce proporții trebuie să fie între polen și miere. Ia și miere deoparte, polenul deoparte, păstura e de ce și au pune în celulă deoparte păstura? Ca să-și ia ea în gușă și își prepară acolo. Trebuie ea, nu forțeze mâna. Așadar, este încă o utilitate extraordinar importantă, aceea de stimulare, la momentul în care tu îți propui, a familiilor respective. Pentru că în spațiul ramei clăditoare este acum folosit pentru, ce spuneam mai eu, pentru hrănire. Ei,
Urmează acum diafragma cealaltă, care separă, uneori, separă definitiv, orfanizează nucleul din familia mamă, sau, dacă tu faci și cealaltă, sau, îmi permite, pentru început, după ce s-a fost orfanizat, hai să mergem așa, a fost orfanizat, aici am crescut o mătucă, mătucuța aceea pune ouă, îi deșteaptă, face treabă cum trebuie, și eu acum n-am unde să o duc. A făcut destul albină, are un, are, mă rog, destul de aglomerată, are două, trei generații spoase și destul de aglomerată. Și atunci ce fac? Deschid asta, ca să mi se uniformizeze mirosul. Se miroase. Da? Feromonii de la anul din mărci. Sunt, se amestecă, se uniformizează și după câteva zile deschid și fereastra asta. Trece albina de aici și se varsă în pat. Deci albina care e surplus de piciul vrea să comunica între familia de bază. Și până când eu hotărăsc să soară. Și nu-și omoară măcile. Nu se omoară pentru că măcile sunt separate. Iar albina care trece de colo-colo în cules... Păi da, albina zicea nu omoară măcile. Nu omoară, am spus de ce. Că feromonii de așa formează un tot. Da, da. De? Formează un tot. Accept. Ea în aceeași familie. În parca aceea, în când se întâmplă așa, domnule? Și aveți dreptate. Se întâmplă chestia asta. Ori de câte ori am viu o marcă din exterior și am băgat-o acolo, o bagă, o bagă imediat. De ce? Primirea măcilor e problemă. Și vă mulțumesc frumos că mi-ați ridicat o problemă. Hai să răspund la această întrebare. Dragilor, marca introducerea măcii în familie este o problemă foarte complicată. Știți toți apicultorii că consider diferite metode, amestecă mirosul, face nu știu ce, nu știu cum. Dar coeșentul nu-i de 100%. Și când o marcă împerecheată îți este omorâtă, așa tristețe se prinde că nu se rezi mult timp. Și acum, ce fac eu? Eu se zic că marca de bază, care lucra aici, a scăzut în calitate. Nu mai este din valoare. Și poate chiar am făcut o mică greșeală, am lovit-o, s-a întâmplat ceva. Și ce fac? Am pierdut-o, să zicem, din motive, am lovit-o. Ce fac? Ține mai zic, de o marcă. Păi unde fac? O am pus aici, din nucleul de aici. Și ce fac? Deja se uniformizează mirosul, nu? Am trecut-o de după gard. Am trecut-o de după gard și ea se duce singură, prin grilă, preia și se vede de treabă, preia familia, fără nicio emoție, cu coeficiente 100%. Da. Și acum să vedem mai departe. Deci, momente în care orfanizăm, repetăm, orfanizăm pentru creșterea unui măt jos, și momente în care valorificăm, fie că valorificăm surplusul de albine, fie că dorim să introducem marca în partea cealaltă, datorită faptul că aceasta este slabă. Iată facilitatea și ca cu dumneavoastră. Aici, pe 3 ani, câteva, observația a apărut din teren. La? Unde l-au zis? La Slobozia. La Slobozia, unde și prietenul meu, Gabi, m-a descoperit tot la Slobozia, acolo ne-am întâlnit. Constanțeanu m-a anunțat, să spun și treaba asta, că merită, m-a anunțat acolo că va zici la Constanța, nu știu ce, la ce oră, domn profesor, cum nu se fie care, eu trebuie să domnul de aici m-a anunțat așa că va veni din Turcia, așa, și bine, bine, acolo când ne expuneam eu așa, păcate, nimeni nu m-a ajutat, curgeau acolo pe mine, și la sfârșit a venit și a spus, știți ce, eu vreau să fiu intru cu dumneavoastră într-o discuție foarte atentă, că zice, îmi place ideea dumneavoastră, e grozavă. Și cum fac să vă găsesc? Mă găsesc, dar mă întrebat ca pe oricare care intra în legătură cu mine, nu știu ce, vreau să ajung la dumneavoastră să, la Bacău. Aia, să mă face. De la Bacău? Nu, nu, am văzut secret. Și când Miercurea m-a anunțat, sunt la Buzău. Ajungă, eram în stupină, așa m-am trezit cu prietenul meu, din clipa aceea. El s-a născut în 75 și în 75 am început activitatea de profesor. Este mai mare, jumătate de ani, băiatul meu, Cristi. Cel care conduce
site-ul pe internet. Deci vedeți pe internet toată construcția lui. Este a băiatului. Da. Așa că am făcut această paranteză, spunându-vă că a ajuns la lucrurile. Din clipa aceea, a preluat comanda, eu execut cu foarte multă atenție tot ce spune. Și acum, să continuăm mai departe, atunci la Slobozeacul, ideea o lăpare. Un domn din sală, dânsul, mi-a zis următorul lucru. Domnule domnule, este perfect, dar eu aș vrea să am spațiu aici, nu de o ramă. Că sunt situații când întâlnim matca aici. Când eu descoper matca acolo, când mi-e lucrează chiar pe ramă, cum fac eu să o scutur acolo? Nu cumva risc să o ating, să o cer, pentru că nu am spațiu suficient. Și atunci eu vă propun un următor lucru. Faceți într-un ghidaj. Să fie separat de o ramă. Excelentă idee. Excelentă idee. Dar cum zice? Păi dau o ramă asta jos, a patra ramă, o dau pe o parte și ghidajul ăsta îl mut pe poziția a doua și am un spațiu de două rame. În spațiu de două rame, un scutural din a... Ce ușor este. Bravo, zic. Excelent. Am uitat să-mi spun un lucru. Să știți că contribuția dumneavoastră este esențială în continuare. Nimeni nu poate să aibă pretenția că a făcut ceva și de aici încolo nu mai putem dezvolta. Nu. Cu toții contribuim. Apicultura în stupărită s-a dezvoltat pentru că fiecare apicultor a contribuit în fiecare etapă cu câte ceva. Acum a venit rândul meu să spun ceva, mâine vine rândul altă și altă și mai departe. Așa că spațiul ăsta, diafragma aceasta este, dacă vreți, cu posibilitatea două poziții. Ghidajul de dublu aici. La o ramă sau la două ramă. Funcție de nevoie. Dragii mei, repetăm. Repetăm ca așa în față la casă. Să zic, să sintetizăm, să vedem ce am înțeles. Deci ăsta e corpul de bază, în două. Da? Cine face serviciul cel mai interesant pentru toată tehnologia nouă? Grila. Sigur că grila. Așa este esența. După grilă, rama plăditoare. Dincolo, partea diafragmă se poartă la o una sau două poziții care îmi permit uneori ai contactul cu toată familia, alteori îi dau drumul să duc albina. Uniformizez feromone, depinde de obiectul meu. Și asta ar fi, să spunem în mare, corpul de bază. Acum, mai în altă următoare, am dat, știți că aici la fund, fundul are o casă de scântă, care se însemnă organizat complet de educată pe fundul feromonei articulat. Dacă se întâmplă chestia asta prin fața de sârmă, nu mai pot împerechea marca. Dar este un ușor. Nu poate să dăm asta. Asta era fundul acela pentru dumneavoastră. Știți? Acolo în fundul de sârmă. Aici. De poziția asta pentru poziția. Dar pe românii să nu treacă să ducă cu partea. Ei, așa, da, să insistăm, să spunem că între clasă, asta se spune, între clasă și ramă, și viață de jos al ramei, așa, da, avem un centimetru jumătate. Deci, și aici se rămâne doar cu jumătate de centimetru, pentru că, nu, cred că o jumătate de centimetru, pentru că, nici în motiv. Pentru că atunci când introducem colectorul de polen, colectorul de polen, colectorul de polen îl introducem prin pe ordiniș, cum spunem, și îl voi trage, vedeți, mai mult sau mai puțin, reglez ca o parte din albine la un, lasă, să spunem, până într-un centimetru, o parte din albine care merge pe deasupra, să urce pe pereche și să treacă se poate să iese pe deasupra. Iar partea din albine grea, mai intră direct, intră în capcană, intră în piesă pe aici, în loc de asta am zis să punem o plasă de sârmă, tot ca asta, dar nu un colț mai mare, de 4 și jumătate. Ăsta mai mare știți că are 4 mm. Da? Deci, să sunt de 4 mm.
vidul întru, aia am văzut eu. Și atunci m-am gândit la următoare chestie, că albina e atât de șmecheră, când intră pe aici, se așează așa la felul pe piciorușile, să nu le agățe, ca să vă repezi bolele. Dar dacă am ochiul, acolo nu are cum să sub bătuia. Sigur că da. Iată, domnul. Apicultorul ești, vorbim așa și bani. Fiind prea așa, mai bărbelește și perișoarele pe albine. Și albina suferă. Deci e la 4,2, 4,5 mm, o curăță sigur. Poleanul, da? Și nu-mi stânjenește albina, nu-mi o afectează. Așa arată fundul. Fundul multifuncțional. Cum este executat? Haideți să-l vedem din toate părți. Deci, așa este executat. Haideți să facem un cabin. Vă rog să vedeți. Destul de simplu. Aici constructorul, în marea capacitate, se fac o tablă. Tabla aceea s-a agățat. Atunci, ideea a fost să facem din lemn. Rama asta. Rama din lemn. S-a bătut tabla pe fund. Și este mult mai fiabilă, mai, da? Mai corectă, mai practică și lucrurile merg pe spate. Am făcut chestia asta pentru a întări ca nu țăma asta să nu bolțească. Au fost ideea. Am o întrebare. Poate să scoate spre spate sau spre lateral? Hai, răspunde. Ca să fie în loc în destul. Am înțeles. Am înțeles. De aceea vă spun. Poate fi fiecare. Am stat diagonal. Da. Ia uitați-vă dumneavoastră. Am avut pentru moment întrebarea aceasta mea cu eu. Și dacă noi studii punem în pastoral cum suntem destul de apropiat sau chiar pe matra care au avut, atunci ar fost o problemă. Trebuie să mai am spațiul ăsta de 7 minute de pentru a... Da? Și atunci am să ne în partea asta. La spate, să trage la spate. Dar nu vreau. Aia, așa să ne pusul. Deci, stăm un pic cu supul pe diagonal, la 45 de grade. Să vă spun de ce. De ce la 45 de grade? Deci așa l-a așezat. Pentru că, atât la iarna, cât și la în activitate, în ăsta vom intra atâna pe ambele părți. Da? Pe ambele urdinși. Eu pun aici un colector de polen și în partea asta un colector de polen. Deci am două pește. Ei bine, dacă aș pune așa, înseamnă că aici aș avea inconvenientul că albina va bate și pe partea asta și pe lateral, să-i pe toamnă, știu apicultorii, există pericol cu tișarul și nu știu ce. Atunci eu am mers să o pun așa. Adică să-i las sentimentul în față cu partea asta. Asta este ecranul familiei. Și atunci unde-i scot eu? Să scot așa, pe diagonal. Și îi pun pe toți așa, ați înțeles? Atunci, partea asta unde se albine, vine aici, iese pe partea cealaltă și tot așa lucrurile merg să facă. Deci, e bine. Și am rămas, în final am rămas cu poziția asta. Îi pună chestia asta. Răspunsul este clar. Veneranda. Ei, domnule, spun acesta că este fund multifuncțional pentru următorul motiv. Odată, aici, voi vedea nivelul de infestare cu valoa, că pică printre și ajungă așa. Mai am o facilitate. Colector de polen de calitate. Deci colector de polen de calitate. Încă ceva. Pun bulgărașul de varme stins aici. Știți bine, bulgărașul de varme stins are un rol foarte bun la menținerea unui climat optim din interior. Și cuietul văros nu mai apare. Deci, nu prea știu eu foarte bine termenii aceștia, dar știu sigur că asta este practică și apicultorii reușesc treaba asta. Și dacă cumva am constatat că familia asta, dintr-un motiv sau altul, este infestată cu roba, nu mai dau tratament la toate familiile care vor așa. Și eu mă duc la familia asta. Și toamna târziu, când nu m-am capul pus, nu m-am decât rame din corpul de bază, voi veni și voi face un tratament cu valachet.
Știți bine, câtă vreme nu fac tratamentul acesta pe perioada când am magazina cu miere, mierea nu este, pagurile nu este de sus infestat, nu este, nu reține, să spun, rezidurile cele la magazine. Și atunci, fără niciun risc, merg pe bio, fără să risc, pot să fac un tratament cu varietate. Dar nu am putut rotat, nu am luat familia cele care eu am notat eu că, vedeți, fac selectiv. Și unde fac tratamentul? Aici pun. Deci aici pun titlul acela. Nu mă mai chine cu varul jert, cu nu știu ce, cu tot felul de chestii. Albina dă fumul afară și nu știu ce, nu știu cum. Mi-am apărut la centru și una, două, trei, toate trei familii sau își fac tratamentul foarte bine de aici. Și în astfel de situații, eu fundul de aici. Deci numai fundul de aici, ca să dea așa și este scos în partea de aici, nu în care am tras pe partea asta, am plecat o pic, statul ăsta. În câteva ăsta, să fie și familia de aici. Da? Da, fundul este detașat. Așa. În momentul de față, pentru că am prezentat sub forma didactică asta, în orice împrejurare, mă rog, dumneavoastră lucrând cu el, îl veți avea fundul prins aici pe niște creme și atunci când doriți să-l dați deoparte, deci e fund detașabil, practic. Ușor de lucrat, foarte, foarte ușor. Toată materialul care ridicați lucrarea aici este mai din braț și celălalt, vedeți, am urmărit să avem materialul subțire, nu cărăm chiarea asta. Deci ideea aceea cu de 5 lat, ca să ține cald, nu știu ce, nu o dorm. Nu e adevărat de lucru. Dacă am albine multă și grupată, treaba e rezolvată total. Deci, să vă spun așa, foarte corect, în care sunt preocupări de un neajutor, păi el urmărește cam așa să aibă. Să aibă albine destulă ca la primul cules, să-l atace, ca să pornească bine, bine familie în dezvoltare. Prin cureți ce înseamnă? Salcii, știți foarte, rapița, acum care este tot. Ei bine, chiar cu obține producție după ceea ce vă voi spune eu în dată, la primul cules. Pe perioada în care se dezvoltă familia, să găsească soluții încât să mențină ponta, să mențină matca, să o foarte bine. Dar soluții bune. Cei care fac pastoral, fac pastoral și se duc după afară și atunci nu țin chestia asta, dar cei care nu fac marea masă a apicultorilor pe care îi surprind eu așa cu mintea mea, vor fi aceia care vor fi staționat. De ce? El este într-o zonă bună, vreau să spun că țara noastră se bucură de o facilitate a pastei, așa cum este grădina Maicii Domnului, care este. Sub aspectul acesta nu valorificăm deloc potențialul, să spun, merifer al țării. Atunci, ce bine ar fi, ce bine ar fi ca acasă acolo, dumneavoastră să aveți 15-20 de stufe aceștia, și vă spun cu toată sinceritatea, gospodăria aceea care are, în care s-a aducem 15-20 de familii de la tine, se cunoaște din lucru. De ce? Pentru că la venitul acela care l-are fiecare acolo acasă, s-a dat și chestia asta. Nu faci decât să exploatați. Zona dumneavoastră de acolo. Dar în perioada de cules slab sau de porod, ce facem? Venim și întreținem activitatea familiei respective prin, în spațiul acela cu, vă spuneam, cu rama aceea plăditoare, dar trebuie să fii tot timpul aici. Dar rama și cu hrănitor. Și mai pot fi tot timpul, că trebuie un pic de sirop acolo ca să-i dai sentimentul de aia de cules. Și apoi prin asta toată prin așa și cealaltă vine de aici. Deci cele două familii, că două am pe timpul producției, vor fi întreținută activitatea foarte bine, încât fiecare dintre dumneavoastră vă frământați ca să avem activitate foarte bună. Când prin saltumul din zona noastră atacul termic, poate dă Dumnezeu și mai seamă și un pic de tei prin jur, nu știu, poate și un pic de coarea soarelui pe acolo, și atunci cele trei culesuri, așa să fiu cu albine foarte, foarte, foarte multă. Iar în luna lui anul spre sfârșit, să intervin din nou, încât să am albine pe iarnă tânără și multă. Atenție! Ponta prelungită,
încât să am albine, tânără și multe. Și acum, haideți să luăm pasul lui Capitan, de la începutul lui august, să zic așa, să zicem că ați făcut rost de acest stup. În momentul, în orice etapă vă voi dovedi, că stupul dovedește utilitate extraordinară. Dar, dumneavoastră ați intrat în posesia stupului acesta, așa cum începe anul articolul, la 1 august. Cum vă apurați stupul acesta? Aveți niște familii acasă și atunci, ce veți face dumneavoastră? Două, aveți o familie puternică și aveți și un nucleu, să zic așa, da? Un nucleu binișor dezvoltat pe 4-5 ani. Nu faceți decât să montăm pe poziția familiei puternice. Deci pe poziția familiei puternice. Pe familia puternică, familiei puternice, veniți și plasați stupul acesta. El, la sfârșitul lui iulie, începutul de august, are albine destule. Eu cred că, în continuare, stă pe 7-8 rame de buchet, 10, 9, 10, chiar. Și atunci eu mi l-am plasat aici. Tot nucleul. Toată familia. Încă nu. Și lăsând aici toată familia, eu și cu nucleul acela aproape. Încât în momentul acela de început, am plasat în felul ăsta toată povestea. Acum, întreținerea și tot ce trebuie făcut prin rama oarbă, rama oarbă a dispărut, mai niciun rost, rama tenitoare, tot mai oarbă. A dispărut, eu fac întreținerea, mă duc până în toamnă. În toamnă, la sfârșitul lui octombrie, să zic așa, când deja tendința este de strângere, ei bine, asta de aici, ca aș desfăr la mine, pe 4 rame, eu cu diafragma și asta, o îngrămădesc pe familia de bază în 6 rame, dar n-am și albine și în partea asta, cu 8. Din cele 10 care erau, mai rămân aici, să spunem, două rame cu albine, 3 rame. Am separat-o. Aici s-a uniformizat în toată perioada asta în mirosul. Știți că este același miros. Apoi de aici vor duse cele 4 rame de aici și cu 2 de aici, cât mă fac? 6 rame. 6 sunt aici și am strâns în felul ăsta. Cele 2 le-am strâns, vedeți, îmi strâng în felul ăsta. Undeva mai am și un nucleu. Un alt nucleu. De 3 rame. Mai târziu. Nucleu întârziat. Și cu nucleul respectiv, ne-am venit cu cele 3 rame, viu la coasta acestuia, îmi pun diafragma asta cum pentru ce am închis, da? Când am venit cu nucleul respectiv, care e străin din familia de vadă, am închis, ea stă numai aici, ea sigur rezerva de pană. La un moment dat, dacă vreau să mirosul să-l încălzesc pe acestea, deschid fereastra de aici și mi-l feromone să încălzesc pe acestea. Când mă hotărăsc să hrănesc, nu fac decât am uniformizat pe aici, dau drumul și la asta, și vine și familie să alimentează în stânga și în dreapta. Deci, iată-mă pe mine pregătit să intru în iarnă cu 3 familii. Nici nu știți ce mare lucru se întâmplă. Păi rezolv cea mai importantă problemă. Iernatul. Calitatea iernatului. De calitatea iernatului depinde calitatea și valoarea familiei în primăvară. Câtă vreme eu aici îmi formez cele 3. Deci, facem un ghem. Cele 3 familii așa, am făcut aici. Ca niște motorașe stau una în alta, se încălzesc foarte bine. Consumul este minim.
Vreau să vă spun cu toată dragostea, consumul este minim, albina consum mai pentru producerea căldurii în perioada asta. Dar dacă căldura este, straturile de albine sunt 3, 4, 5, una peste alta. Coaja ghemului care se formează. Și au de unde se formeze. Când ai o mână de albină, ai un kilogram de albină, din ce coare, din ce ies. Acolo ce trebuie să se întâmple? Consumul în continuu, când bolnăvește albina, în condițiile în care am așa să treabă, te trezești cu mierea în primăvară, te se extrage. Ei, de unde e vorba? Ce fac? În timpul în care începe o altă mărcii, atunci am miere destulă în cele șase. Nu am probleme la împachetat. Păi da. Nu am probleme grele la formarea cuiburilor. Păi da. De ce? Pentru că în condițiile în care eu formez ghemul, știți bine, formarea cuibului, e o problemă. Curam mai pline cu miere mai mari din celelalte pe jumătate, dar mici, așa fel încât să fie spațiu. Toată lumea a văzut că dacă lași ramii în cuib goale, ce se întâmplă? Albina fuge acolo. Pentru că intră în cerul ca să formeze să fie cald. Și rămân fără miere. De data asta, natural se formează. Natural, natural. Dacă pe 6 rami, 6 ori 2, 12, mai de 2 kg de miere pe fiecare ramă, am 12 kg. Vă mărturisesc, mai mult de 2 kg în perioada de iarnă, nu consumă. Rămân 10 kg și rămân 10 kg când? În primăvară când începe consumul. De 10 ori consumat de energie. Sigur că rătură de urmă mai bună de albină. Și rătură și sănătoasă. Apicultorul spune foarte clar. În clipa în care consumă, albina sănătoasă nu mai stă, nu mai stau să mă a vrut Dumnezeu să apară ce o zic că luați ca să vedeți să la fără de curățire. Noi suntem în nebuniți, dar nu ne să așa, cântăm, băi, tot ce, tot stric numește de câte? De două numai, de trei nu numește albina. Dacă mai întârzi două săptămâni, trei săptămâni, e dezastru, știm, fiecare. Stăm așa, uitându-ne, cum spun, numai rugându-ne la Dumnezeu să fie o zi de asta. De data asta, consumul este minim, albina n-a adunat în intestin, deci este extraordinar. Când vine timpul, poate mai bine să iese și la zborul de frățeni și toate pe hrănirea, încep aici acum. Pentru cele trei familii, la începutul februarie, vă spuneam, când o ramă o ramă cu miere, asta vă invit să faceți, să aveți rezervă de miere. Și aveți că șase ați folosit, șase, noi sunt două rame la, cu miere, păstrate la rezervă. Și acum vine și o ramă de miere, ați descăpăcit pe stânga și dreapta, îți dau drumul la ferestre, atât albina din stânga cât și din dreapta vine și și-a mierea, vine și cealaltă din partea asta, și-a mierea, feromonii se uniformizează, nu există pericol ca să ducă una la alta. Mă întreba cineva, dom'le, nu cumva ați dus și albina și un furmier de asta? Dar revin la... Dar am văzut de ahlac la aia. Din nou, nu știu, 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 da. Și îmi dorim și vă văd că jos și mâna sus. Nu de dă instinctul ăla de pe una o mare. Păi, urmăriți-vă. Deci eu ce fac acum? Am pus, este orfanizat, da? E orfanizat, dar aici nu pot acoperi total cu o bucată de placaj. Deci, asta e orfanizat total. Deci, asta e fiecare lucru, știi chestia, când am zis orfanizat, legătura tăiată total, și în câte condițiile acestea, se poate să facă perechere. Asta e, na, tehnica fiecare. Dar, dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru fiecare intervenție și vă spun un lucru. Cât de curând vom da drumul la școala apicolă, să spunem, pe internet, școala apicolă online, încât așa sunt evoluțiile, trebuie să ajungă deja pe lucru, dacă noi și urmărim, ca să poată să și înveți oameni, să se ține în timpul. Și tot la propunerea dumneavoastră, să știți că ideea nouă vine la mine, la dumneavoastră, și mi-a spus așa, în toate județe, există la camera apicolă sau prin poșca cum era în domiciliu de genul păstrația apicolă. Există școală așa, asta care se practică. Dar de important că o spun cu toate lucruri. Eu mi-asum acest lucru să spun direct. Din păcate doar cu hârtia mea. Că dacă nu-i lată la practică, deci dacă nu-i lată la practică, degeaba îi povestești unui om că ce frumoasă este treaba cu albina, nu știu ce, nu știu cum, nu are el cum să știe foarte bine.
De aceea, la sugestia dumneavoastră, și dat fiind faptul că acest stup este nou, cine altcineva poate să conducă școala de agricultură? Mie mi s-a cerut. Deci, din termenul ăsta, așa, vrem să facem școala dumneavoastră. Nu vom dat la eu și... Nu, domnule profesor, lasă ce am zis. Domnule profesor, puneți pe internet, cum aș început, toată informația, școala deschisă, dumneavoastră faceți în bac, concursului, puneți fiecare lecție filmată, uitați așa cum se întâmplă acum, tot ce faceți dumneavoastră și când vă deplasați în teren, mă voi deplasa în teren, toată în practică cu elevii mei, tot așa filmați, pe fiecare pământ și noi vă vom însărți în final, indirect, virtual, vom fi cu dumneavoastră. Și atunci, noi în fiecare învățăm și când, la momentul potrivit, vom s-o păti că suntem capabili să dăm examen, suntem de acord să ajungem la dumneavoastră sau vă veți intrui în fiecare vedeți niște oameni care se fac chestia asta și vezi, vrem să dăm examenul direct, practic, nu pe o hârtie scrinte rândul, nu știu ce, nu știu cum, că agricultorul a devenit o ce fac. Și acum am visat că o să facem și sper să materializăm ideea asta. Ne deplasăm la Stupina școală și acei cursanți care s-au înscris că vor diploma așa pe domnul deputat și pe domnul arătat, încât să găsim forma de acreditare de profesor, există școală la distanță, de învățământ, nu poate face treaba asta. Există învățământ. Ei bine, este un loc de plasă acolo și spun, Popescu, familia X, ești îndrăptuit, dă diagnostic. În ce stadă se află, ce se întâmplă cu deamul, cu ce nu știu cum. O să-i desfaci, ne uităm la rama peritoare, punem cont, discutăm tot, tot. Așa se face forma practică de jurnalizare. Încât în final, dumneata care ai dat examenul și transparent de la asta, sigur, te privi din cum ales pe tine. Dar cea mai mare bucurie este că dumneata, Popescu, vei plăta acasă și faci tu de vizibil la școlile pe tine. Și atunci când ajungi acasă, la momentul în care ai tu nevoie să tu vezi o problemă anume, îți iei lecția respectivă, ți-ai pus o... Dar de unde e treaba? Țara mea, a mea, a mea, a mea, a mea, a ușor, un director statul mare, din creierul acela, și atunci te bătați și din director și rezolvă problema. Pentru că, domnilor, așa trebuie să vă spun din suflet. Îmi doresc foarte, foarte, foarte mult ca să vă pot însoți pe toți. Și îmi doresc foarte, foarte mult să facem lucruri sănătos. Iar hardul fără soft nu merge. Adică stupul gata, pregătit, să fie, să spun, exploatat, nu e posibil fără soții și de informații necesare. Și bucuria mea mare este imensă, bucuria este imensă că dumneavoastră, acum nu numai că vreți să fie ea, dar vreți să știți cum să lucrați cu ea, pentru că vă interesează să faceți lucrul corect. Și în felul ăsta se dă examenul așa de dreptate, și se dă dreptatea diploma, și el acasă și cu pacientul tot îl duce și acolo. Bă, curaj, să chiar pot acasă. Îl însoțim. Deci nu-l mai lăsăm de ieșește. Am avut așa o discuție cu domnul ministru Tabără. Trebuie să vă spun că eu umplu de câtva timp. Așa, am avut cu domnul ministru Tabără când era printre Comisia de Agricultură. I-am spus despre această idee cu școala online. Eu spus, deci este extraordinar de domnul profesor, ea se va aplica nu numai la agricultură de care vorbim astăzi, se poate aplica și la creșterea, să spunem, porcului, și la creșterea viticultură, pomicultură, urmărim, poate acestea, că impactul vizual este extraordinar. Așadar, sunt într-un totul de acord și vă rog frumos la acolo să faceți treaba. Eu acum, când domnul ministru a ajuns acolo, e mai mult mai greu să ajung să stau de vorbă dânsul, dar am șansa că am reușit să ajung la comisie, domnul deputat, și nu numai eu am șansa. Avem cu toți șansa. Haideți să vă spun pe ceva. Sunt condiții ca să organizăm agricultura cu greu. Și să o valorificăm la potențial. Pentru că în discuția cu prietenul meu,
spune așa, dacă e orizontală, domnule profesor, orizontală, deci este enorm. Pentru că chestia asta, în locul din muncă, nu știu ce, eu nu am mai surprins treaba asta, dar zic, orizontală este minunată. Și am mai făcut un pas, că așa fac, să spun, cei care au nopți nedormite. Am gândit la acest. Pe la mănăstiri, spun și vă spun, pe la mănăstiri sunt cei care stau și așteaptă călătorii, au ateliere de construcții, au pădure, au nu știu ce. Ce bine ar fi, înțeles și eu, ce bine ar fi să-i putem activa, să facă, să construiască acestea la parte de deputat. Și să ajungă în județe, să puncteze asamblarii, și atât și ei deșteaptă când noi, apicultori, și mai facem un pas. Ce bine ar fi ca statul, în momentul de față, se zând la aceste chestii foarte interesante, să vină cu o subvenție. Știți, există și partea asta. Dar există subvenția vă. Există? Există, mă dă, chiar da? Da? Există. Hai să spunem la atât costul scupul și... Unul patru, unul și unul de unul. Da? Principalul este ca dumneavoastră ați patentat acest lucru. Da? La patentat. Da, da, da. Atunci, dați-vă în brațe cu domnul profesor, cu domnul deputat. Și vă dați-vă cu Ministerul Agriculturii. Noi, eu reprezint Asociația Apiscomitană. Pentru cine nu știe. Noi am făcut o analiză de detaliu cu cei de la Ministerul Agriculturii și au introdus în Planul Național Apicol subvenții pentru plăți. Numai că comisia respectivă de acolo avea tot felul de idei în cap. Să cerem că atunci când îți livrează stupul tine să-l produce, să fie cu codul Caen. Păi, fraților, modificați codul Caen, că în codul Caen nu există confecție de plăți pentru stup. Păi atunci să vedem cum îi producem noi, adică Ministerul caută niște bărbi. Nu știu ca să ușureze treaba, ci ca să îngreuneze. De aceea eu zic că dacă dumneavoastră l-ați patentat, probabil că aveți și manualul de utilizare. Când cumperi un telefon mobil, îți dă materialul, manualul de utilizare. Că nu știu dacă fiecare, de exemplu, se duce în câmp unde are de lucru acolo și stă să pună DVD-ul. E foarte bun DVD-ul, da? Probabil că trebuie să ai un manual, mai scoate din buzunar, păi asta e ce se întâmplă aici, cum se întâmplă aici. Și atunci, în Planul Național Apicol, din 2011, cei care pe asociații fac proiecte, noi cu Apiscomitana lucrăm la așa ceva, poate să introducă, să cumpere 1, 2, 3, acolo trebuie reluată din nou, pentru că prețul la stupul care e prevăzut în Planul Național Apicol, undeva la în jur de 350 de lei. Nu mai există limita la presă. Da, așa, dumneavoastră a spus că ajunge la mai mult sau mai puțin. Și trebuie să armonizăm cumva pentru ca să 500 de lei, 600 de lei. 600 de lei vechi. Eu fac... Da. Deci pe asta mă pot să produc să fac fără să iau profit la ea. Păi nu, dar n-ai voie să... La stupul dumneavoastră, la cutia asta e prea grea. Colega, ai voie să-l faci dacă nu ești înregistrat la camera. Dar am nevoie, dar nu-mi trebuie mie camera de comerț. Eu fac stup imensiv. Eu n-am nevoie să cumpăr. Nu vă face subvenții. Nu, da, am nevoie de subvenții. Atunci nu o să fiți. Parcă ne-a dat subvenții până acum de neauzit. Perfect, aveți dreptate, o puteți face dumneavoastră acasă, dar... Noi nu ne gândim numai ca persoană dumneavoastră să faceți acasă. Azi să participați, acum ați văzut modelul, puteți face pentru dumneavoastră, dar nu ne gândim la cei mulți care nu au posibilitatea acasă să-l facă. De ce nu ați comis o mică greșeală aici? Eu l-am fost în plan niciodată, dacă vreau să mă fac și atunci. Dar comis o mică greșeală? Există, nu vreau. Există, nu pot. Există, nu pot. Există, nu vreau. Nu înțeleg. Deci nu există, nu pot pentru mine. Nu, dar există vorba de dreptul de autor. Și dacă e dreptul de autor al dânsului, dacă vrei să-l faci acasă, trebuie să-l plătești. 5%. Și atunci... Păi nu, că îi fac o modificare și nu mai e la fel ca atât. Și mare e la fel. Păi da, spre exemplu, la stupul ăsta îi trebuie 4 picioare ca să vii cu căruțul, că... Să vii cu un căruț special din ăla care se ridică singur. Și 4 picioare se ridică scurt. Hai să nu ne gândim cum să o punem, hai să ne gândim cum funcționăm. Deci, din punctul ăsta de vedere, domn profesor, haideți să vedem și următoarea chestiune.
puteți, de exemplu, dumneavoastră, să acreditați, să puteați să acreditați. Este construcțul, de exemplu, în fața de o firmă care a venit, ați acreditat-o cu acreditarea dumneavoastră, să duceți să înregistrați la Registrul Comerțului că trebuie să ducă și după aia poate să livreze. Sau aveți deja un anumit producător care produce, pentru că ce se întâmplă? Avem cărțile toți. În cărți se prevede un stas. Dumneavoastră a spus că din partea de bază de aici și până la anul, un centimetru jumătate, care o spun apicultorii bătrâni, nu noi. Dar eu am cumpărat din mai multe locuri de o ladă și a zis, nu, 3 centimetri, că e foarte bine. Lucru care nu este bun, nu este practic. Și atunci sunt câteva chestiuni care, într-adevăr, dumneavoastră trebuie să monopolizați segmentul ăsta și să ne și spuneți cum să acționăm la ea. Exact. Cu drag vom aștepta și vă spun că în momentul ăsta am făcut niște pași. Noi sunt special cu asta, acum, din 2, este creatorul, registrat ca o simt tot cu brevetul meu și este cel care preia comanda la nivel național și care caută distribuitoare. Deci producătorii de sus. Da. De așa, în momentul de față, are un număr de... Deci suntem în proces de organizare. Da. Întreabă mie, pe măsura creșterii recesiei economice, trebuie să facem astfel de tehnologie. De la dumneavoastră, trebuie un serviciu să facem o succesă. Poate să facă lucrul ăsta. Aveți studii pe el științifice, demonstrate, făcute, tot ce trebuie. Deci numai așa poate să se ia bani. Exact. Nu are treabă simplu cu studiile științifice. Și o chestie se doare. Dar nu sunt așa să nu face. Vă spun următoarea chestie. Când am fost la Ministerul Agriculturii, exact problema asta, domnul Tomar, la Ministerul Director General, i-a spus, domnul profesor, dumneavoastră acum, puteți, în clipa de față, să intrați într-o discuție cu un cercetător, mi s-a spus mie să fac treaba asta. Deci mie mi s-a spus să fac treaba asta, să o pătim de sunt un profesor universitar. Și pentru profesor universitar, pentru studii în diverse domenii, un doctorat de 4 la 100 și mai departe, să dau sume de până la 100 de mii de euro pentru cercetarea aceasta tehnologică. Ei bine, în clipa în care a fost banii, a fost Ministerul a cercetării, mi s-a făcut, mi s-a adresat până la capăt cu unul de domnule profesor în liceu și a spus că eu nu sunt nici profesor în liceu, a zis, îmi pare rău, trebuie să aducesc cu profesorul universitar ca să fac studiile acestea, să poată să facă și treaba până la capăt, sub aspectul cercetării, încât pe plan nu numai intern, nu numai național, așa s-a scris un model de studiu care vedem, fără domnul. O să-mi gândesc și eu un nivel de intervenție și stau jos. Mă bucură că acest subiect a deschis un dialog foarte, foarte profesionist. Nu o să intrăm probabil în amănunte, dar faptul că ne-am întâlnit, întâmplarea a făcut ca profesorul Ursu să aibă un prim contact cu mine, și faptul că eu reprezint cel puțin județul Constanța în Comisia de Agricultură, faptul că am început un dialog mai vechi cu domnul Ardelean, acolo, de la Spalitana, și am ajuns la concluzia că acest domeniu cu un potențial fantastic nu este cel mai reglementat domeniu. Eu n-am știut lucrurile astea, eu sunt economist agrar, am lucrat în trustul ăsta, dar nu m-am aplicat asupra apiculturii, că nu era domeniul meu. M-a durut. Și atunci mi-a spus, în afară de disponibilitate totală, în care dumneavoastră specialiștii să-mi spuneți, ar mai trebui făcut așa, legea aia e strâmbă, regulamentul care l-ați aprobat e ciuntit, mai trebuie făcut așa și altceva, nu pot decât să vă stau la dispoziție. Și până acum, se pare că am și reușit. În 2 ani, nu de profesie, om politic, pentru că mă duc acolo să mai schimb ceva pe un domeniu pe care l-am îndrăgit și unde am crescut, partea de agricultură. Apărând un profesor Ioan Ursu, apărând dumneavoastră care chiar faceți lucrul ăsta și am înțeles și văd că nu se poate face apicultură decât dacă ești îndrăgostit de asta. Nu oricine poate să facă așa ceva. Mă bucură și cred că vom reuși. Dacă vom reuși în schimbările să ne așezăm serios, să vedem, nu vă așteptați la nu știu ce sprijin. Vorbim cu miniștri, ăștia vin, pleacă, spuși politici, mai sunt și oameni sub ei care stăpânesc niște verici și le țin înțepenite acolo, rejectează aproape tot. Dar să știți că întotdeauna am reușit. Cu pași mici am reușit să ne atingem scopul. Sunteți mult mai mulți, iar partea aceasta din Dobrogea, Turcia, Constanța, cu un deosebit potențial.
melifer, cred că n-ar trebui lăsată la întâmplare și din când în când să ne mai întâlnim. Asta să fie un prim pas în care trebuie acest dialog să se transforme și niște soluții pe care le găsim împreună. Nu există probleme care să fie acest mai avem de făcut niște pași, o să-i facem, mai avem de deschis niște uși, o să le deschidem. Atunci, pe dumneavoastră, că n-am de unde să le știu. Deci, presați-mă, încercați să mă puneți la treabă și sunt sigur că voi veni spune, atât am rezolvat, aici nu haideți să căutăm pe altă cale și vom rezolva. Este păcat. Așa, sigur, că putem. Mâine o să-mi fac și eu un stup acasă. Nu rezolvăm. Hai să privim problema, să rezolvăm în ansamblu. Hai să vedem că acest segment, că acest domeniu, să-și capete locul pe care îl merită pentru că potențialul e fantastic. Chiar piața există. Nu inventăm ceva. Noi ne-am bătut joc și am încercat să lăsăm pe om cu producția în brațe, dar toate revalorificare să o facem de către cei care n-au nicio legătură cu sistemul. Haideți să schimbăm puțin lucrurile. Haideți să facem acești pași prin lanțul, să-l controlăm noi. Haideți să accesăm, că am învățat ceva acum, dacă știm să scriem, dacă aceste idei pot fi puse pe hârtie și am văzut că ușile se deschid, mai greu acum, dar le putem deschide, trebuie să valorificăm ce au făcut voi și ceilalți. Iar eu de ce sunt aici? Ca să facem împreună lucrul ăsta și mă bucur că soarta ne-a adunat și ne-a intersectat. Sperăm de în colaborare acestă sens, sunt foarte mulțumesc. Domnule deputat, trebuie să gândiți o schimbare de mentalitate a Bucureștiului, în special, față de două. De exemplu, Saido a venit și a sponsorizat cu două linii de procesare și când s-a dus la minister, a zis, zice, pardon, zice, în Dobrogea nu dăm niciuna pentru că există contaminare la centrala nucleară. Dar dacă luăm toată țara, vine pastoral în Dobrogea. Dar eu niciuna știu. Și noi încă n-am reglementat cum putem ca să realizăm acest pastoral. Pentru că eu, de exemplu, am fost cu stupii, și m-am trezit peste noapte, deși era marcat loc, m-am trezit peste noapte că a venit unul în fața mea și a pus vreo 300 de familii. M-am dus la primar. Primarul zice că pe ce să fac? N-am nicio reglementare, n-am nimic. Asta vreau de să mă ajută. Sunt lucruri care trebuie să le pun în cap la mare. Care te plătesc că faci polarizare aici? Nu știu. Să te rogi de să te lasă undeva. Știu. Ajutați-mă sau să luăm modele care funcționează și să încercăm pentru că, într-adevăr, acest domeniu nu a fost implementat. Au zis ce? S-au bătut cei care aveau posibilități mai mari la producători de orz, bere, carne și alte. Și bine le-au rămas întotdeauna. După această mișcare din 89, eram uitat. Ne-am uitat doar la primul lucru. La cel real și să punem un. Noi cu Apis Somitan am reușit să-l aducem pe președintele Asociației Mondiale a Agricultorilor de două ori la Constanța și am reușit să căpătăm o serie de informații.